La Palatul Patriarhiei se desfășoară zilele acestea lucrările Summitului de Oncologie București, ediția a doua. Evenimentul este organizat de Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila, în parteneriat cu Fundația Împreună pentru Educație și Sănătate. La deschiderea oficială a manifestării științifice a fost prezentat și mesajul de binecuvântare al prefericitului părinte Patriarh Daniel. Summitul de Oncologie reunește medici, cadre didactice și cercetători. În deschiderea lucrărilor au luat cuvântul reprezentanții ai organizatorilor, ai autorităților centrale, dar și ai unor asociații și instituții medicale de profil care au vorbit despre importanța dezvoltării academice în oncologie. Preasfințitul părinte Varlaam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal, a citit cu acest prilej mesajul preafericitului părinte patriarh Daniel, intitulat Împreună lucrători pentru ajutorarea și îngrijirea bolnavilor. În era digitalizării și a dezvoltării tehnologiilor și strategiilor medicale inovatoare pentru vindecarea cancerului, persoana umană și starea de sănătate sunt abordate din perspective care îmbină experiența și acumulările de cunoștințe ale instituțiilor academice și de cercetare din întreaga lume. Cercetarea științifică și practica medicală aduc mereu semne de speranță în privința căilor de vindecare a pacienților. În anul omagial al pastorației și îngrijirii bolnavilor, biserica noastră intensifică rugăciunile și acțiunile concrete ca să contribuie prin propriile programe și prin cooperare interinstituțională la mângâierea și vindecarea celor suferinți. Astfel, lucrarea pastorală inspiră actului medical o dimensiune spirituală, iar unicitatea persoanei și nevoia ei de vindecare sunt văzute în lumina iubirii lui Dumnezeu și în comuniunea de rugăciune a sfinților. Îndeosebi, sfinții tămăduitori, fără de arginți, sunt pentru noi împreună rugători și îndrumători pe calea împreună lucrării dintre spiritualitate și știință, viață duhovnicească și practică medicală. Din această perspectivă, organizarea de către Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila și Fundația Împreună pentru Educație și Sănătate a celei de-a doua ediție a Summitului de Oncologie la Palatul Patriarhiei din București reprezintă o mărturie a faptului că generația de medici și specialiști din domeniul oncologiei și specialităților conexe este receptivă la îmbinarea dintre tradiția creștină a iubirii aproapelui și căutarea de strategii și abordări medicale inovatoare prin care fiecare pacient să beneficieze de cele mai bune practici și îngrijiri posibile în zilele noastre. Pe parcursul a 3 zile vor fi organizate 11 sesiuni științifice, fiecare dintre ele dedicată unei ramuri a afecțiunilor și medicinei oncologice. E important să realizați că parteneriatul între dumneavoastră medici, între familie, pacienți, știință și biserică sunt lucruri care trebuie să funcționeze. Dacă ceva aici nu funcționează, înseamnă că ceva s-a stricat. Venim la dumneavoastră medicii să ne tratăm corpul. În schimb, avem nevoie de biserică, de multe ori, să ne tratăm suflet. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Sunt bucuroasă că particip la această a doua ediție a Summitului de Oncologie la București, un eveniment la care participă foarte mulți specialiști de talie națională și internațională. Și interpretez acest summit în două feluri. Pe de o parte, că ideea organizării unui astfel de eveniment este utilă și necesară. Pe de altă parte, este foarte evident că eforturile noastre comune din ultimii ani de promovare a cauzei bolnavilor de cancer au generat o masă critică însemnată, inclusiv la nivelul sistemului sanitar. Constat cu mare satisfacție că de la an la an, de la lună la lună, și spun asta, așa cum am spus, având și în vedere evenimentele care s-au desfășurat la începutul lunii iunie, și anume cea de-a treia ediție a Zilei Naționale a Supraviețuitorilor de Cancer, crește numărul celor care intră în această veritabilă armată a binelui.
Organizatorii și-au propus ca evenimentul să devină cea mai importantă și amplă manifestare științifică pe specialitatea oncologie organizată anual în București.